Salutare oameni buni, bine ați venit la o nouă recenzie de parfumuri. Astăzi trec direct la subiect, nu este timp de stat, pentru că vreau să vă prezint un parfum extraordinar. E un parfum pe care l-am achiziționat recent și m-a impresionat de-a dreptul. Chiar dacă nu e un parfum de sezon, e un parfum dulce, un parfum mai pretabil pentru sezonul rece. Eu am atât de mult mi-a plăcut încât am drăznit să-l port și la 30 de grade și a făcut față cu brio, nu m-a sufocat. Nu, inclusiv performanțele au fost foarte, foarte bune, în ciuda temperaturilor ridicate. Și anume, astăzi vorbim despre Jenny Glow. Jenny Glow Măr & Bean. Se deschide în dulapul cu bunătăți. Și parfumul arată cam așa. Jenny Glow Măr & Bean. Măr fiind smirnă în engleză. Sticla nu impresionează prin multe detalii. Mai toate sticlele de la Jenny Glow vin în această formă, cred că și culoarea e aceeași la toate, doar culoarea etichetei, dacă nu mă înșel, diferă. Dacă mă înșel, să-mi fie rușine, nu știu. Nu pot spune prea multe despre sticlă. Ceea ce mi s-a părut interesant este că eticheta este la fel de dreaptă și pe interiorul ei. Cumva o poți citi bine, indiferent de unghiul în care ții sticla. Vă prezint aici și cutia. E cald, e foarte cald astăzi. O să mă grăbesc să termin cât mai repede această recenzie. Cutia arată cam așa ceva. E o cutie cartonată cu un soi de forme de relief de-a lungul ei. Informații în spate despre ceea ce conține. Avem brandul ce stă în spatele lui Jenny Glow și anume Sterling Perfumes, care nu e nimeni altul decât Armaf. Deci Armaf există în componența acestui parfum și se simte calitatea parfumului Armaf. E un parfum foarte, foarte reușit calitativ vorbind. Cam asta ar fi cutia, o aruncăm puțin. Este atât de bun parfumul ăsta încât am mai luat o cutie ca și backup. Trebuie să existe acolo. Nu, e extraordinar parfumul ăsta, cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult această combinație între nota de smirnă, pe care eu n-am mai mirosit-o până acum în parfumul, cu boabele de ton, care este extraordinară, foarte sexy. Ce este ciudat despre acest parfum este că e marketat ca fi un parfum pentru femei, cel puțin pe site-urile online. Este un parfum cât se poate de unisex și îmi permit să spun că se înclină cumva către partea masculină. E un parfum dulce, într-adevăr, dar e un parfum perfect unisex. Nu știu, e ciudat că e marketat ca și parfum pentru femei. Nu vă lăsați înșelați de această categorisire, să-i spun. Atomizorul, să-l mai testez încă o dată. Deci l-am portat destul de mult zilele astea. Da, miroase și iar miroase foarte, foarte bine. Chiar dacă în componența acestui parfum se regăsesc mai multe note, combinația predominantă va fi pe întreaga longevitate acestui parfum între, după cum spuneam, nota de smirnă cu nota de boabe de tonka. La rândul lui, acest Jenny Glow Măr & Bean este o clonă după Jo Malone Măr & Tonka. Cumva și numele e destul de asemănător între clonă și original. Din ce am reușit să citesc despre acel parfum, pentru că nu am apucat să-l miros, stă foarte prost la capitolul performanțe. Acesta cred că e de 10 ori mai performant și mai persistent decât acela, chiar dacă acel Jo Malone costă destul de mult. Parfumul ăsta, acum vă spun, pentru că un parfum foarte ieftin, până nu uit, a costat 45 de lei pentru 30 de mililitri, dacă nu mă înșel, da? Fiind apă de parfum, nu o de toalet. Extrem de ieftin și extrem de rentabil pentru calitatea parfumului și pentru cum miroase acest parfum. Caut încă să găsesc o sticlă de 80 de mililitri după acest parfum, încă n-am reușit să o găsesc la noi. O să vă citesc rapid notele, deși v-am spus majoritatea nu prea se regăsesc. Avem ca și note de vârf, avem nota de pelin și lavandă, pelinul e inexistent. Ca și nota de mijloc avem acea notă de smirnă și în bază avem nota de boabe de tonka, alună și migdale. Într-adevăr se simte vibe-ul ăsta spre, nu știu, după prima jumătate de oră, după prima oră cumva, combinația asta devine un parfum cumva aceste boabe de tonka cu
aluna și cu migdale, îl fac un parfum cumva nati, ai spune în engleză, pentru că în românește nu știu cum aș putea traduce, un parfum interesant, pentru că în partea lui de mijloc și de finalitate, pentru că această lună îi conferă cumva, odată cu migdala, această notă densă de, nu știu, îl face foarte cremos pe acest mărembin. El este marketat ca și un parfum ambrat, deci cumva trebuie să te aștepți la un iz cumva cremos. Dar trebuie să uitați de, în mare parte, de aceste, toate aceste note, pentru că ceea ce va persista și va persista foarte bine, pentru că proiectează destul de bine în prima oră și jumătate spre două ore și, repet, l-am portat acum vara pe temperaturi destul de înalte, unde transpirăm foarte des și parfumurile sunt în mare pericol pe partea lor de performanțe. Cu o longevitate totală de peste 6 ore, îs curios spre toamnă, la iarnă, cum o să se poarte, pentru că acum vara s-a purtat foarte, foarte frumos. Dacă vă place nota de smirnă, nu știu, poate unii sunteți ușor temători, pentru că smirna o cunoaște cel puțin la noi în România. Din partea asta religioasă se folosește foarte mult la biserică, prin slujbe, prin asta cel puțin e cumva pusă la pachet cu tămâia. Nu vă speriați, pentru că până la urma urmei smirna este o rășină. Rășină care apare, miroase foarte bine, este, după cum spuneam și mai devreme, este primul meu parfum cu această notă de smirnă. E un parfum sexy, un parfum dulce, dar un parfum pe care îl văd foarte, foarte pretabil pentru, nu știu, o ocazie specială, pentru un date. Nu l-aș vedea neapărat pe un parfum, nu știu, un parfum care să fie purtat casual. Are ceva, o greutate în el. Da, pe mine m-a acaparat, sunt îndrăgostit de el. Vă recomand să vă și riscați, pentru că eu m-am riscat nemirosindu-l înainte să-l cumpăr și chiar n-am dat greș. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am luat și încă o sticlă de backup, după cum v-am arătat. Prețul este imbatabil, 45 de lei, sunt parfumuri, nu știu, cred că e acel Straight 8, parfumul la Straight 8 Aftershave, ăla care e mai scump decât acesta și nu se compară. Calitatea este infinit mai mare decât și mai bună decât, decât prețul. Cam asta ar fi despre Mărembin, Jenny Glow, cumpărați-l cât se găsește. Eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare cu un nou review. Bye, bye!